Programul Stres pentru Comunitate a adus în fața timișorenilor pe Bulevardul Cetății evenimente pregătite cu ajutorul Casei de Cultură a municipiului Timișoara. Printre acestea s-au numărat teatru, dans, muzică, ateliere, sport pentru toate vârstele. Bulevardul Cetății a trecut printr-un amplu proiect de reabilitare. Au fost modernizate liniile de tramvai, tramele stradale, dar a fost refăcută și infrastructura de utilități din subteran. Locul mașinilor și al tramvailor a fost luat de mii de timișoreni care s-au bucurat împreună de o zi dedicată lor. Astăzi celebrăm o investiție europeană pentru comunitate. Bulevardul Cetății astăzi devine un bulevard al cetății, un bulevard pentru oameni, așa cum este și gândit tot proiectul. Este un bulevard nu doar pentru mașini, ci și pentru pietoni, pentru bicicliști, pentru tramvaie și mă bucur foarte mult că împreună cu ADR Vest am putut să ducem acest proiect la un bun sfârșit. Avem o finanțare de peste 70 de milioane de lei, finanțare europeană, și în aceste vremuri e important să ne amintim că fondurile europene și apartenența noastră la Europa ne asigură prosperitate și un viitor bun pentru Timișoara. Dominic Friț a adăugat că și pe partea de transport public acest bulevard a arătat utilitatea lui. În primele 6 săptămâni după deschidere au existat peste 155.000 de călătorii validate și peste 5.500 de ture de tramvai. Uite, eu am început să fac TikTok înainte de a face livrări muzicale. Și chiar dacă foloseam algoritmi, chiar dacă foloseam diferite tips and trick-uri, nu funcționa. Și am zis într-o zi, hai să încerc să fiu eu, adevăratul Ștefan, care livrează și care cântă în livrări. Și am făcut un TikTok despre asta, un pic l-am adaptat ca să fie și cu umor și uite, TikTok-ul ăla a prins. După asta am înțeles că e bună direcția în care merg și am dezvoltat. Am făcut mai departe TikTok-uri muzicale, am încercat să nu copii pe nimeni, să fiu destul de original. Și după au apărut alte rubrici. Ștefan care cântă clienților, Ștefan care cântă de sărbători, Ștefan care cântă ce cântă artistul când îi face foame. Și uite, rubricile astea au prins, deja este public pentru rubricile mele și de asta probabil și acum sunt în vogă cumva, fiindcă TikTok-ul în continuare și Instagram-ul crește. Și am văzut că la acea rubrică ce cântă artistul atunci când îi se face foame, foarte mulți artiști mari din România te-au repostat pe canalele lor, da. Cumva clar le-a plăcut ceea ce le-ai cântat, cumva un fel de parodie, nu? Da, e o parodie muzicală în care îmi imaginez eu ce ar putea cânta artistul când îi se face foame și adaptez în funcție de ce stil are. Cineva are un stil mai clasic, cineva un stil mai urban, știi? Și le adaptez în funcție de asta. Antonia a distribuit la ea pe story, Delia, cu Motan am făcut împreună, din vedete mari, cine a mai distribuit, Alex Velea, Dorian Popa, sunt destul de mulți. Nume mari, Teo Rose, cred că. Teo Rose, da. Irina Remes, uite, și ea tot a distribuit. Primăria municipiului Timișoara intervine în zona Pădurii Verzi, unde ocolul Silvic Timișoara și specialiștii municipalității au identificat mai mulți copaci uscați, bolnavi sau loviți de fulger, care prezintă pericol pentru cetățeni. Astfel au fost marcați 69 de arbori, care vor fi tăiați în baza codului Silvic și cu aviz de la Agenția de Mediu. Intervențiile sunt programate începând cu data de 16 aprilie 2024 în fața Muzeului Satului Bănățean, în zona Behala și pe alea Pădurea Verde. În cazul în care în zonă nu va avea loc o împădurire prin regenerare naturală, în anul 2026 se va interveni prin plantări. Reamintim, primăria municipiului Timișoara are în derulare un proiect de amenajare a pădurii verzi ca pădure parc, care se află în etapa de proiectare. La finalul lunii martie, firma de proiectare a depus cererile pentru obținerea vizelor. Potrivit conceptului, amenajările pentru viitoarea pădure parc vor fi făcute pe conturul perimetral al pădurii verzi. Lucrările vor fi minim invazive, iar materialele folosite vor fi ecologice. Conceptul de amenajare are în vedere conservarea biodiversității și restaurarea ecologică, ameliorarea climatică în mediul urban, precum și accesibilitatea pentru toate grupele de vârstă, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.
9 cișmele de apă potabilă vor fi amplasate în 6 parcuri administrate de Primăria Timișoara, mai exact 2 în Parcul Copiilor, 3 în Parcul Civic și câte una în Parcul Central, Parcul Alpinet, Parcul Catedralei și Parcul Adolescenței. Prima cișmea a fost deja montată în Parcul Adolescenței. În această săptămână va fi dată în folosință și cea din Parcul Alpinet, urmând ca celelalte să fie pregătite și montate ulterior. Investiția este realizată de Aquatimp, iar cheltuielile de funcționare vor fi achitate de primărie. Cișmelele sunt prevăzute cu 2 tăvițe din oțel inoxidabil, una în partea de sus, alta în partea de jos. Astfel, atât timișorenii, cât și animalele lor de companie se vor putea răcori în zilele călduroase de vară. Cișmelele sunt branșate la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă și sunt prevăzute cu sisteme individuale de scurgere. Sunt realizate din oțel zincat și amplasate pe soclu de beton. Extinderea rețelei de apă canal în Ghiroda și Gelmătavi. De 8 ani de zile, un proiect a fost an de an pe lista de investiții a bugetului comunei Ghiroda, și anume extinderea rețelei de apă și canal. În 2019 am folosit acel credit pe care l-am luat din bancă pentru dezvoltare, pentru a finanța lucrări de extindere de rețele de apă și canal. Din 2020 am reușit anul acesta să depunem la decont suma de 50 de milioane, atât a fost eligibil din 2020 până la finalul celor 3 proiecte în discuție, bani care se vor întoarce din fonduri nerambursabile, bani care practic vor merge înapoi în secțiunea de dezvoltare și vor asigura finanțarea altor proiecte de investiții pentru Ghiroda și Gelmătavi. Cele 3 proiecte totalizau aproximativ 65 de km de rețele de apă și canal, proiecte pe care în cea mai mare parte le-am implementat deja în teren în Ghiroda și Gelmătavi. Pe lângă acestea, mai avem extindere de rețea de apă și canal în Puzul de Tineri, extindere de rețea de apă în Puzul de Medicină, cele 2 puzuri sunt ale primăriei, și mai avem în Gelmătavi, pe străzile noi care sunt în curs de expropiere în perioada aceasta, străzile noi dintre străzile vechi, din vatra veche a satului, și din Gelmătavi știu la ce mă refer, și anume între Taylor, Învrățirea și Parcului, peste grădini, se vor deschide străzi noi care vor asigura o mai bună, construcție și dezvoltare a satului, pentru că la ora asta în Gelmătavi avem parcele foarte mari care pot să fie împărțite în parcele mai mici care să devină construibile. Pe aceste străzi noi pe care le deschide Comuna Ghiroda și Primăria prin Planul Urbanistic General vom avea încă 24 de kilometri de rețea de apă și canal pe care va trebui să facem extindere de rețele. Și acești 24 de kilometri sunt în lucru la ora asta, se lucrează la partea de proiectare tehnică pentru a putea fi depuși la finanțare pe o altă linie de finanțare din fonduri nerambursabile, pentru că în măsura în care putem, tot ce facem în Ghiroda și Gelmătavi, facem din fonduri nerambursabile. Asta pentru că ne dorim să lăsăm banii mulți pe care le avem la buget să rămână pe zona de modernizare de străzi, pentru că modernizările de străzi nu se finanțează din fonduri nerambursabile. Nu sunt axe de finanțare pentru așa ceva și atunci finanțăm apă, canal și tot felul de alte proiecte, panouri fotovoltaice, piluna public, stații de încărcare automobile electrice, le finanțăm din fonduri nerambursabile, iar ce nu putem să finanțăm din fonduri nerambursabile rămâne pe buget local. Dar, ca și concluzie, sunt sute de kilometri de rețele de apă și canal care s-au extins în ultimii 8 ani și vom continua să facem treaba asta până când Ghiroda și Gelmătavi ajung în conformitate cu PUG-ul pe care îl avem în lucru astăzi, și o să ajungem să fim o localitate de câteva zeci de mii de locuitori. Treaba asta se va întâmpla într-un orizont de timp mai lung sau mai scurt, dar pe măsură ce ne dezvoltăm și ne extindem, suntem pregătiți să ținem pasul și să extindem aceste rețele ca toate zonele noi să aibă partea de canalizare și apă curentă funcțională.
Conceptul de arhitectură pentru parcarea multietajată pe care Primăria Timișoara o va construi în zona Gării de Nord a fost finalizat. Potrivit documentației, viitoarea parcare cu demisol, două etaje și terasă circulabilă va avea 197 de locuri de parcare, zone pentru încărcarea vehiculelor electrice și rastele de biciclete. Zona Gării de Nord este extrem de aglomerată, iar numărul locurilor de parcare este limitat, astfel că vom demola garajele dintr-un quartal de blocuri pentru a construi o parcare cu aproape 200 de locuri. Conceptul de arhitectură este gata și urmează obținerea avizelor necesare pentru etapa de proiectare, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău. Viitoarea parcare va fi construită în spatele blocurilor de pe Bulevardul General Ion Dragalina și de pe strada Splaiul Nicolae Titulescu, unde se află mai multe garaje dezafectate. Investiția include și amenajări care să permită accesul la parcare, locuri de joacă pentru copii, spații verzi, accese facile către blocuri, rastele pentru biciclete și iluminat public. Conceptul de arhitectură pentru parcarea multietajată pe care Primăria Timișoara o va construi în zona Gării de Nord a fost finalizat. Potrivit documentației, viitoarea parcare cu demisol, două etaje și terasă circulabilă va avea 197 de locuri de parcare, zone pentru încărcarea vehiculelor electrice și rastele de biciclete. Zona Gării de Nord este extrem de aglomerată, iar numărul locurilor de parcare este limitat, astfel că vom demola garajele dintr-un quartal de blocuri pentru a construi o parcare cu aproape 200 de locuri. Conceptul de arhitectură este gata și urmează obținerea avizelor necesare pentru etapa de proiectare, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău. Viitoarea parcare va fi construită în spatele blocurilor de pe Bulevardul General Ion Dragalina și de pe strada Splaiul Nicolae Titulescu, unde se află mai multe garaje dezafectate. Investiția include și amenajări care să permită accesul la parcare, locuri de joacă pentru copii, spații verzi, accese facile către blocuri, rastele pentru biciclete și iluminat public. Ai premeditat atacul? Îți pare rău pentru ce ai făcut? Voia să se despartă de tine? De ce nu spui nimic? Știai că te înșală sau de ce ai atacat-o? Nu ne spui nimic? Îți pare rău acum pentru ceea ce ai făcut? Ce ți-au spus părinții? Mirel Dragomir, criminalul Andrei, studenta de la medicină ucisă cu bestialitate de acesta, a fost readus astăzi în fața procurorilor de la Timișoara pentru a-i se prelungi mandatul de arest preventiv cu încă 30 de zile. Călăul Andrei Morega, studenta de la medicină ucisă cu zeci de lovituri de cuțit, a fost supus expertizei psihiatrice, iar experții au stabilit că acesta a avut discernământ în momentul producerii crimei. Procurorii cer prelungirea arestului preventiv, iar Mirel Dragomir a ajuns din nou în fața magistraților. Andreea Morega avea 21 de ani și a fost ucisă cu zeci de lovituri de cuțit de cel care i-a fost iubit. Părinții studentei la medicină nu își găsesc liniștea de când singurul lor copil a fost omorât cu bestialitate de studentul de la medicină și teologie. De-a lungul timpului, Universitatea Politehnică Timișoara a cultivat o bună relație de colaborare cu elevii și cu școlile, organizând o serie de cursuri, concursuri și evenimente dedicate acestora, burse acordate elevilor premiați la concursuri naționale și internaționale, premii acordate elevilor care fac performanță, indiferent de domeniu sau chiar susținerea unor activități ale elevilor. În aceeași notă se înscrie și deschiderea spațiilor Universității Politehnică Timișoara tuturor cadrelor didactice și elevilor interesați să le descopere, aceștia având posibilitatea vizitării oricărui laborator, dar și a întregului campus UPT în perioada 18 aprilie-21 iunie, cu prilejul zilelor porților deschise. Toate cele 10 facultăți ale UPT vor pune la dispoziția școlilor laboratoarele, atât pentru vizite ale elevilor, cât și pentru realizarea unor activități demonstrative, fie organizat pe școli, fie în cadrul săptămânii altfel. Peste 150 de laboratoare sunt puse astfel la dispoziția elevilor, de la cele clasice de fizică, chimie sau informatică, până la unele ultramoderne, aferente diverselor specializări ale facultăților de inginerie sau a celor de arhitectură, management, marketing, comunicare și relații publice. Nu în ultimul rând, Biblioteca UPT va organiza tururi ghidate pentru grupurile de elevi și cadre didactice, iar Centrul Interactiv de Fizică, Experimentarium TM și Muzeul Universității Politehnică Timișoara vor fi deschise pentru vizite începând cu data de 8 mai. Grupurile de elevi și cadre didactice însoțitoare sunt invitate să se înscrie, după care vor fi contactați de reprezentanții UPT pentru confirmarea înscrierii și programarea vizitei.
Oficializarea Alianței Timișoara Unită s-a realizat astăzi. Liderii partidelor care compun această alianță, Dominic Friț, USR, Ligia Dugulescu, PMP, Claudiu Chira, Forța Dreptei și Andrei Molnar, UDMR, au depus protocolul la Prefectura Județului Timiș. Primarul Timișoarei a vorbit despre direcțiile acestui protocol și despre principiile care au stat la baza lui. Depunem acest protocol cu multă încredere în Timișoara, suntem uniți în jurul unor valori de liberalism, de multiculturalitate, de democrație și de dezvoltare sustenabilă și europeană. Sunt mândru că avem o echipă puternică cu oameni profesioniști de bună reputație în Timișoara care se vor implica în Consiliul Local. Cred că PMP-ul și ceilalți parteneri din USR și din Forța Dreptei și din UDMR au realizat cât de important este să fim uniți pentru Timișoara și credem că timișorenii vor avea o șansă de a alege ca lucrurile să meargă mai departe, să continue toate proiectele care au fost începute. În 9 iunie vor avea opțiunea de a alege Timișoara modernă, de a alege o Timișoara unită, prosperă. Claudiu Chira a comentat ultimele mișcări din cadrul acestei alianțe, adică retragerea lui Raul Ambrus și a Partidului Liberal Timiș. După cum ați văzut, ultimele mișcări din alianța noastră nu au fost chiar foarte ok, dar știți vorba aceea, românilor, apa trece, pietrele rămân. Valoarea și consistența a rămas aici, în Alianța Dreapta Unită. Avem o echipă foarte bună, oameni profesioniști, oameni foarte, foarte buni, cu care nu ne este deloc frică să mergem la luptă. Listele cu candidații pentru Consiliul Local vor fi depuse separat, împreună cu candidatura lui Dominic Friț. Astăzi a fost înregistrat doar protocolul alianței. Primăria Timișoara a semnat contractul de proiectare faza studiul de fezabilitate pentru realizarea investiției Campusul Regional Integrat pentru Învățământ Dual Vest Timișoara. Investiția este făcută cu finanțare prin PNRR. Primăria pune la dispoziție un teren de 3 hectare în Calea Buziașului, va realiza construcția și va asigura cofinanțarea proiectului. Campusul Dual este unul dintre proiectele strategice ale Timișoarei prin care vrem să atragem și să păstrăm în oraș tineri care se califică în diferite meserii care sunt căutate pe piața forței de muncă. Noul campus le va oferi atât spații de cazare, burse, cât și laboratoare și ateliere cu echipamente moderne unde să se pregătească. Mă bucur că acest proiect a adus împreună atât mediul universitar cât și licee, companii puternice din Timișoara și reprezentanți ai mediului de afaceri, a spus primarul Timișoarei, Dominic Friț. Proiectul campusului dual de interes regional a câștigat o finanțare în valoare de 20,8 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15 Educație, la care se adaugă o cofinanțare din bugetul local de aproximativ 5,8 milioane de euro. Scopul este de a apropia oferta forței de muncă calificată de nevoile reale ale pieței. Elevii interesați să învețe o meserie vor fi formați aici cu ajutorul firmelor și al mediului universitar. Proiectul de campus cuprinde clustere educaționale preuniversitare și universitare, ateliere de practică specializată, spații de cazare, zone de management, bibliotecă, sală de sport, cantină, cafenea, aulă, spațiu de consiliere și orientare profesională și multe altele. Construcțiile vor fi toate eficiente din punct de vedere energetic. Campusul va avea și suprafețe generoase de spații verzi întinse pe mai mult de un hectar. Pe lângă construcția campusului, proiectul mai prevede dotarea atelierelor digitale din cadrul învățământului dual, plata burselor pentru elevi și studenți, precum și măsuri conexe de creștere a calității și vizibilității învățământului dual. Finanțarea a fost accesată de Consorțiul Regional pentru Învățământ Dual Vest Timișoara, coordonat de Universitatea Politehnică Timișoara, lider de proiect, constituit special în acest scop și format din 31 de parteneri, Primăria Timișoara, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I, Inspectoratul Școlar, 7 licee, 16 companii și 3 asociații ale mediului de afaceri. Universitatea
Investițiile din cadrul consorțiului contribuie cu 1,2 milioane de euro din bugetele proprii, iar companiile din cadrul consorțiului cu 1,7 milioane de euro pentru construcția noilor programe de studii și îmbunătățirea condițiilor de practică a elevilor și studenților. Valoarea contractului de proiectare, faza studiului de fezabilitate, este de aproximativ 64.500 de euro, iar termenul de elaborare a documentației tehnice este de 4 luni de la emiterea ordinului de începere. Primăria municipiului Timișoara redă cetățenilor accesul pe strada Cezar, cea care asigură legătura între Parcul Copiilor și Bulevardul Cedeloga. Primarul Dominic Friț a semnat dispoziția de demolare a mai multor construcții ridicate ilegal, fără autorizație pe terenul municipalității. Cu fiecare nou caz de recuperare a terenurilor orașului, vedem dimensiunea halucinantă a acestei caracatițe care a acaparat Timișoara timp de decenii. Este absolut revoltător faptul că nimeni nu a avut curaj să pună piciorul în prag și să oprească aceste furturi din bunurile timișorene. Practic, în acest caz, clanurile au construit direct pe o stradă și au închis accesul timișorenilor pe aici, posibilă mica înțelegere cu fosta administrație locală. Strada publică a devenit curtea lor. Vremurile în care patrimoniul Timișoarei era prădat, cu complicitatea administrației, au trecut. Teren cu teren, vilă cu vilă, recuperăm ce e al timișorenilor, a declarat primarul Dominic Friț. Pe terenul orașului, două familii au construit fără autorizații două clădiri, trei alei pietonale, două garduri de împrejmuire din zidărie, poartă de acces auto și un gard frontal. Toate aceste construcții vor fi demolate pe cheltuiala lor, potrivit legislației în vigoare. Odată eliberată de construcțiile ilegale prin dispoziția semnată de primarul Dominic Friț, strada Cezar va fi pietonală și va asigura din nou legătura între Bulevardul Cedeloga și Parcul Copiilor. Nu e prima luptă câștigată cu aceste clanuri. Acum 2 ani ne-au blocat accesul la șantierul noii clinici Orele, de lângă Parcul Copiilor și ne-au cerut 200.000 de euro. Am câștigat în instanță și acum suntem pe ultima sută de metri cu noua clinică Orele, a mai precizat Dominic Friț. Tot pe Bulevardul Loga, aceleași familii au intrat în posesia unora dintre cele mai impunătoare clădiri prin cumpărarea de drepturi succesorale, moștenitori inventați sau presiuni asupra proprietarilor. Primăria a recuperat vila istorică de la numărul 52. Cristian Moș, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, a adus acuzații grave la adresa conducerii USR Timiș, filială la cărei formare a contribuit, și a anunțat că va candida independent pentru funcția de primar al Timișoarei. Moș a explicat care sunt motivele care au dus la această decizie. În lipsa unui leadership, cu o filială județeană moartă, fără direcție reală, am decis și chiar am transmis și celor din partid și celor de la nivel național, cumva a fost o discuție, am decis că îmi continui mandatul de vicepreședinte pentru care am fost mandatat până la final, ca să-mi duc proiectele spre final și mă retrag în privat. Dar văzând că în ultimele zile Friț și Nica s-au luat în brațe după 4 ani de zile în care s-au scuipat, văzând cum un partid pe care l-am construit și în care au crezut mulți oameni a devenit de fapt doar un utilaj pentru un grup restrâns de persoane și mai mult se asociază cu dinozauri politici precum Băsescu, Orban, n-am putut să stau cu mâinile în sân. Consider că timișorenii merită un om muncitor, nu doar un proiect de market sau un showman. Moș a reacționat și la acuzațiile care au fost aduse în ultimele zile, în special la acelea în care a fost catalogat drept un iepure al PSD. Am fost făcut iepurele PSD-ului, după care am fost făcut omul șantajat de PSD pentru a candida la Consiliul Județean. Hai să vedem din partea cui vin aceste acuzații. Una dintre acuzații a venit din partea lui Alin Nica, un personaj care a ieșit pe ușa din dos dintr-un partid care a făcut alianță cu PSD. Dacă Alin Nica astăzi era candidatul PSD-PNL, sunt convins că îl ataca cu aceeași vehemență pe domnul Friț și sunt convins că nu blama PSD-ul. Totodată Moș a taxat faptul că, deși cetățenii l-au mandatat pe Dominic Friț să colaboreze cu PNL, acesta a hotărât să facă jocuri pe submasă cu PSD. Dominic Friț a decis, după mandatarea de către cetățeni, a decis să bată mâna pe submasă cu PSD-ul.
timp de 4 ani. Dominic Fritz a bătut mâna cu Ambruș, care azi este PSD. Moș a mai spus că în acest mandat liderul USR Timiș s-a focusat pe Timișoara și a neglijat celelalte filiale din județ. Alinica iese în față cu noi acuze la adresa PSD și îl blamează pe Alfred Simonis, adversarul său la președinția Consiliului Județean Timiș. Mărul discordiei electorale este stadionul Dan Păltinișanu, o investiție așteptată de timișoreni. Actualul președinte al Consiliului Județean Timiș spune că obiectivul a fost întârziat intenționat de PSD pentru a-l putea anunța în campania pentru alegerile locale. Pentru noi este foarte clar că cei de la PSD au amânat intenționat aprobarea acestor indicatori tehnico-economici prin hotărâre de guvern, tocmai pentru a-i aproba în timpul campaniei electorale și pentru a face din această investiție un subiect de șantaj politic la adresa timișorenilor și să ofere într-un fel un fel de mită electorală timișorenilor doar pentru a câștiga câteva procente în plus la alegerile care urmează 9 iunie. Suntem practic martorii unui trafic de influență pentru blocarea acestui stadion. Alinica mai spune că cei de la PSD au blocat acest proiect în mai multe rânduri, iar acest lucru e confirmat după părerea lui de faptul că stadionul Dinamo a luat-o înainte, deși a pornit mai târziu. Nica l-a luat în colimatoriu și pe premierul Marcel Ciolacu, despre care spune că a fost în urmă cu câteva luni la Timișoara și a afirmat că în cel mai scurt timp hotărârile de guvern vor fi adoptate. Și ce s-a întâmplat? S-a întâlnit și cu suporterii și a dus cu vorba și pe suporterii acestei echipe, și pe timișoreni, pentru că nu le pasă de Poli Timișoara, nu le pasă de echipă, nu le pasă de așteptările unei întregi comunități pe care ei cred că o pot subordona, o pot mitui electoral, la fel cum fac în alte părți din țară. Nica a completat că este vorba despre două hotărâri de guvern și nu una pentru stadionul Dan Păltinișanu și a recunoscut că nu primește sprijin de la București. Mai mult, s-a exprimat că Timișoara le stă în gât celor de la București și că orașul se poate dezvolta pe forțele proprii, bazându-se pe un mediu privat competitiv. Primăria municipiului Timișoara a încetat contractul cu constructorul care se ocupă de extinderea școlii generale numărul 30. Din cauza întârzierii și ritmului lent de lucru, firma a fost penalizată cu suma de 2,7 milioane de lei. Termenul de finalizare stabilit prin contract era 17 ianuarie 2024. Firma deținea deja la activ un certificat negativ pentru un alt șantier nefinalizat. Ritmul scăzut de lucru nu poate fi justificat de către constructor. Pentru că l-am pus pe lista neagră a primăriei Timișoara, un constructor se răzbună pe spatele copiilor. Prin mai multe canale au ajuns la noi declarații ale patronului firmei că nu vrea să finalizeze lucrarea în timpul campaniei electorale. Un cinism revoltător și un joc politic dus mult prea departe împotriva timișorenilor, a declarat primarul Dominic Fritz. Extinderea școlii generale numărul 30 este realizată în proporție de aproximativ 70%, iar lucrările executate vor fi repartizate imediat după preluarea amplasamentului. Va urma o licitație pentru executarea viitoarelor lucrări. Polițiștii locali au desfășurat o serie de acțiuni în baza planurilor de acțiune stabilite la nivelul instituției. Prima dintre acțiuni a fost desfășurată de către polițiștii locali din cadrul compartimentului Poliția Piețelor, împreună cu cei din cadrul compartimentului Intervenție Rapidă, pe strada Iancu Văcărescu, în fața Pieței Iosefin, precum și pe bulevardul Regele Carol I. Scopul a fost combaterea fenomenului consumului de băuturi alcoolice, precum și identificarea persoanelor despre care există suspiciunea comercializării de produse accizabile, dar și de telefoane mobile vechi și uzate, posibil provenite din furturi. Un alt aspect al acțiunii a fost acela de a diminua comportamentul antisocial provocat de aceste persoane care agasau cetățeni aflați în zonă pentru a se aproviziona din piața agroalimentară. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, 2 dintre acestea unor persoane care dețineau în vederea comercializării produse din tutun fără timbre, o alta pentru comerț de produse fără autorizație din categoria celor uzate și una unui bărbat care a adresat expresii jignitoare. Totodată au fost ridicate în vederea confiscării telefonului
telefoane vechi uzate, cuțite tip briceag, ceasuri, căști audio și mai multe pachete de țigări. Polițiștii din cadrul compartimentului Siguranța Transportului Urban au desfășurat o acțiune pe mijloacele de transport în comun, precum și pe malurile canalului Bega. Scopul acțiunii a fost identificarea persoanelor care nu respectă normele de conviețuire socială în mijloacele de transport în comun, mai exact cei care ascultă muzică la intensitate mare, distrug echipamentele, au un comportament agresiv față de călători și angajații STPT, ori consumă băuturi alcoolice în stații și în mijloacele de transport. Au fost aplicate 4 sancțiuni pentru consum de alcool, aruncare de resturi, iar o persoană care a apelat la mila publică a fost preluată pentru a fi predată serviciilor sociale.